Acum însă este vremea să mergem și până la centrul Infotrafic. Pentru a vedea desigur cum se circulă în țară la ora aceasta, acolo se află domnul subinspector Adrian Creangă. Bună dimineața, vă ascultăm. Bună dimineața dumneavoastră și stimaților dumneavoastră telespectatori. Din fericire, la această oră, la centrul Infotrafic al Poliției Române, nu sunt anunțate probleme deosebite, artere naționale blocate sau evenimente similare. Totuși, aș vrea să fac câteva precizări importante. În după-amiaza zilei trecute s-a încheiat cea de-a 47-a ediție a Turului Ciclist al României. Competiția a început în data de 5 iunie în județul Hunedoara, s-a desfășurat în 7 etape și un prolog, pe un traseu de 1178 de kilometri și s-a încheiat în municipiul Constanța. Direcția rutieră și, din IGPR și serviciile poliției rutiere din județele tranzitate au asigurat însoțirea caravanei cu echipaje auto și au constituit dispozitive de agenți pe toate arterele pe care s-a derulat întrecerea. În altă ordine de idei, câteva date statistice. La dispeceratul centrului operațional din IGPR s-au registrat în cursul zilei trecute 21 de accidente grave în care 6 persoane și-au pierdut viața, iar alte 22 suferite leziuni corporale grave. Vinovăția a aparținut în 18 situații conducătorilor auto, în 2 pietonilor, iar într-o situație este vorba despre un căruțaș. Printre principalele cauze generatoare, viteza excesivă sau neadaptată, conducerea imprudentă și neacordarea priorității. Câteva cuvinte despre un accident foarte grav din județul Brașov. Ieri, în jurul orei 15, pe drumul național 13, a avut loc un accident deosebit de grav. Un tânăr de 26 de ani, în timp ce se afla la volanul unui autoturism din direcția Brașov către Rupea, a pierdut controlul mașinii, a pătruns pe sensul opus și a intrat în coliziune cu un microbuz care circula regulamentar din sens opus. În urma impactului, 4 tineri și-au pierdut viața, iar alte 3 persoane au suferit leziuni corporale grave. Pentru evitarea unor astfel de drame pe drumurile publice, îi sfătuim pe toți conducătorii auto să manifeste mai multă prudență și responsabilitate la volan, atât la această oră. Vă mulțumim pentru informații.